Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm studiul nostru biblic privind familiile cu o altă familie din Biblie pe care am intitulat-o Familia care crește împărați. Nu știu exact dacă vă duce gândul la ce familie este vorba și totodată dacă asta ne-ar și privi și pe noi, că doar noi suntem în Republică, nu monarhie, și în biserică nu sunt împărați, ci sunt slujitori. Totuși, am văzut în vedere că în Apocalipsă este scris că Dumnezeu vrea din toate neamurile pământului și din toți fiii oamenilor să facă împărați care să împărățească, merită să privim cu atenție asupra acestei familii. Textele din Vechiul Testament la care ne referim și care cuprind datele despre această familie sunt în mod special în 2 Cronici, capitolul 23 și 24 și în 2 Împărați, 11 și 12. Este vorba de preotul Jehoiada și nevastă sa Iosabeat. Două nume poate mai puțin cunoscute, dar haideți să analizăm această familie. Mai întâi, preotul Jehoiada. El a fost un preot, așa cum am zis, și spre finalul vieții lui, credem din ceea ce rezultă aici, a orânduit și a condus slujbele de la templu, credem că a fost și mare preot în finalul vieții sale. El, datorită faptului că a trăit o viață foarte lungă, citim în 2 Cronici 24 cu 15, Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile, la moarte avea 130 de ani. O să nu uităm, în acea perioadă a Vechiului Testament, Psalmul 90 este scris de Moise și de atunci încoace viața oamenilor este 70-80 de ani, dată care a rămas până în zilele noastre valabilă. Ori preotul Jehoiada este o excepție pentru vremea lui. Din acest punct de vedere, el a fost contemporan cu Asa, cu Iosafat, cu Ioram, cu Ahazia și în final cu acest Ioas. Am numit o familie care crește împărații pentru că mulți împărați au trăit în vremea sa și el a trăit în vremea lor. Și pentru acest ultim împărat care l-a prins el în viață, Ioas, a fost un părinte spiritual. El nu avea alți părinți, Ioas, și el împreună cu nevasta Iosabeat l-au crescut încă de mic, poate de când avea câteva luni, până când a ajuns împărat și a fost fiul lor adoptiv. Soția sa, Iosabeat, cum este numit în Cartea a doua a Cronicilor, sau Ioseba, cum este numită în Cartea a doua a Împăraților, este soră cu Ahazia și fiica împăratului Ioram. Să îi analizăm acum pe fiecare în parte, după ce în mare am făcut cunoștință cu ei. Deci acest Jehoiada, acest preot și mare preot, și-a început viața cam fiind contemporan cu Asa, trăind aproximativ din jurul anului 940 înaintea erei noastre până anul 810 înaintea erei noastre. Cred că, fiind în slujbă, l-a cunoscut pe Asa, a cunoscut și pe Iosafat și dacă ar fi să împărțim viața lui Jehoiada, o parte care este trecută de Biblie sub tăcere și o parte care este scrisă și cunoscută nouă, am putea o să împărțim în tinerețe și formarea lui Jehoiada și maturitatea și bătrânețea lui. Cred că în tinerețe a cunoscut acea reformă din timpul lui Asa. Și cred că încă de atunci lucrurile acestea s-au pus amprenta pe viața lui. Citim că în timpul lui Asa, vă reamintesc așa întreagăt, în 2 Cronici capitolul 15, a avut loc o reformă deosebită. După ce în timpul lui Solomon începuse să decadă țara sub idolatrie, sub Roboam și sub Abiam, fiii săi, a oscilat între casa Domnului și idolatrie, a venit Asa, 2 Cronici 15, și citim versetele 3 și 4, că multă vreme Israel a fost fără Dumnezeu cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Dar în mijlocul strântărilor lor s-au întors la Domnul și această întoarcere, reformă, a fost în timpul lui Asa. Și întoarcem pagina și citim de la versetul 10, s-au adunat la Ierusalim în luna a treia anului al 15-lea, au jertfit Domnului 700 de boi, 7000 de oi, au făcut legământ cu Domnul și au fost puse din nou, spune versetul 18, în casa Domnului lucrările închinate Domnului Tatăl său, de el însuși, argint, aur și vase. Lucrarea de la templu a fost revitalizată, reînnoită, repusă pe făgașul ei dumnezeiesc, dat prin Moise și întregit prin David și Solomon. În tinerețea lui,
Ihoiada a prins această trezire spirituală. A urmat o perioadă normală de decădere, cum apare în general, și a prins Ihoiada o altă vreme de trezire spirituală sub Iosafat. Acum avea vreo 50, 60, 70 de ani, în timp ce era Iosafat, puțin mai în vârstă, până către 80 de ani, și citim în 2 Cronici 17, de la versetul 6, că inima lui Iosafat s-a întărit din ce în ce mai mult în căile Domnului. A îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. Am o întrebare. Dacă Asa, tatălui Iosafat, a slujit Domnului, de unde au apărut din nou înălțimi și idoli? De ce a fost nevoie tot mereu de aceste reforme? Și este nevoie de ele și acum în vremea noastră. Și poate o să le înțelegeți mai ușor privind această problemă de atunci. De-aia am amintit că Asa a fost un om pocăit și a slujit Domnului. Și atunci lucrurile s-au stricat puțin. A venit Iosafat cu altă reformă și în capitolul 19 mai citim despre Iosafat de la versetul 5, că a pus în judecători în toate cetățile întărite, a zis judecătorilor, versetul 6, lua seama, judecați cu dreptate și așa mai departe, frica Domnului să fie peste voi, și a pus lucrurile în ordine în țară, potrivit cu legea Domnului. Dar cu fiecare generație, lucrurile se degradau spiritual, se afectau, se străcau. Și citim, tot aici, în 2 Cronici 20, cu versetul 32 și 33. El a mers pe calea tatălui său, Asa, e vorba de Iosafat, și nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul tot n-avea inima strâns lipită de Dumnezeul părinților săi. Nu știu cum, din oficiu, în mod natural, inima omului este dată să se îndeparte. Firea noastră aceasta pământească. Și tot din 2 Cronici citim, din capitolul 27, versetul 3, din vremea lui Iotam, un alt împărat care căuta pe Domnul. El a făcut ce este bine înaintea Domnului. Întocmai cum făcuse tatăl său Ozia, numai că n-a intrat în templul Domnului, totuși poporul se străca mereu. De aceea este nevoie cu fiecare generație să se facă o nouă trezire, o nouă reformă. Pentru că și chiar venind la biserică, pocăiți fiind, inima noastră nu stă chiar lipită de Domnul. Și poporul se strică mereu. Acesta este mersul normal al lucrurilor. Nu că e normal să fie așa. Și asta se vede pe teren. Și de aceea este nevoie de revitalizări, de reforme și de apropieri de Dumnezeu. După aceste două vremi bune, sub Asa și sub Iosafat, au venit peste Iuda, peste Israel, două vremi mai scurte, dar mai grele. E vorba de domnia lui Ioram și a lui Ahazia. Ei au fost, datorită încuscririi lui Iosafat cu Ahab, copii ai Ataliei, aceea femeie, cum a fost și Izabela, care, pe lângă închinarea la viței introdusă de Ieroboam, a introdus închinarea la Baal și la Astarte și la alte urăciuni ale neamurilor de prin prejur. Sub acești doi împărați, care au domnit mai scurt, 8 ani și respectiv un an, Ihoiada, ca preot la casa Domnului, a trăit niște vremuri grele. Casa Domnului a fost lăsată în paragină, citim în 2 Cronici 24 cu 6 și 7, ce s-a întâmplat în acele vremuri. Împăratul a chemat pe marele preot Ihoiada și a zis, pentru cine n-au vegheat leviții să strângă darea poruncită de Moise și pusă adunare pentru slujba cortului mărturiei, căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii ei au pustit casa Domnului și au întrebuințat în slujba balilor toate lucrurile închinate casei Domnului. La vârsta de vreo 90 de ani, Ihoiada, după ce a fost 10 de ani preot în casa Domnului, a trăit o vreme când Baal și templul lui și alt preot pe nume Matan s-a instalat și casa Domnului a fost părăsită. Și mă gândesc cu ce jale a trăit Ihoiada aceste vremuri. A fost omul care a gustat și harul și trezirea spirituală și a fost omul care a văzut și apostazia în popor și decăderea, când oamenii au părăsit casa Domnului și s-au dus după Baal. Așa s-a derulat viața lui Ihoiada până la aproximativ 100 de ani. Nu ni se spune că el a trăit aceste lucruri, dar înțelegem că asta s-a petrecut în vremea în care el era și el fiind preot la templu, astea lucruri s-au răsfrânt și au avut efect în viața lui. Personal, cred că cei mai buni oameni să se lupte pentru adevăr sunt oamenii care au gustat și au văzut și binele și răul. Dacă cineva n-a gustat decât o parte bună și nu știe cum este cealaltă față, nu se va lupta suficient. Cei mai vașnici luptători
și din Vechiul Testament, dacă vreți, au fost cei care au gustat și robia și și victoria. Moise a văzut ce înseamnă robia egipteană și a știut cum să se lupte pentru aceasta. David a știut ce înseamnă să fie bătut de filisteni și a avut toate problemele. Samuel de asemenea a văzut la templu cum este și răul și a dorit să fie și binele. Și mulți oameni de Dumnezeu au văzut și o latură și cealaltă și au ales pe cea bună. Domnul să ne binecuvânteze și pe noi cu această calitate. A doua etapă din viața lui Jehoiada am numit-o maturitate și bătrânețea. A ajuns spre bătrânețe să fie mare preot în casa Domnului. Și după vârsta de 100 de ani, Dumnezeu l-a ținut ca o excepție în țară. A ajuns, citim în 2 Cronici, capitolul 24, cu 16, l-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui. Jehoiada a fost cel care a repus lucrurile în ordine în finalul vieții sale și a ajuns, spune un verset mai sus, Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile, la moarte avea 130 de ani. A reușit, nu s-a lăsat bătut de influențele negativiste care au fost, a reușit din nou să pună pe slujbași, pe leviți, pe alergători, pe fiecare la locul lor și a reușit să aducă o influență în toată țara. Și se întoarcă din nou inima întregului popor către Dumnezeu. Ce împlinit cred că a fost acest bătrân, că la acea vârstă respectabilă să guste din nou fericirea. După ce în tinerețe a gustat harul cu Dumnezeu și cu Iosafat și Asa, din nou la bătrânețe, sub Ioas, a ajuns să vadă poporul întors la casa Domnului și inima întoarsă către Dumnezeu. Cum a reușit să facă Jehoiada lucrurile acestea? Pentru că parcă ne-ar veni și nouă gândul că de-am putea să le facem și noi, așa? Sunt unii, poate, frați mai în vârstă care își amintesc de viața lor de tinerețe, cum a fost o slujire deosebită, cum s-au bucurat și cum au gustat harul lui Dumnezeu, apoi au văzut vremuri de tulburi. Cum ar putea să fie din nou reînnoită viața și să vadă bucuria la casa Domnului, să vadă oamenii închinându-se și lucrurile murdare date afară? Cum a organizat aceste Jehoiada slujbele la casa Domnului și în țară? Și cum a eliminat închinarea la idol? A avut acest Jehoiada niște principii pe care nu le-a abandonat și la care n-a renunțat. Și când Dumnezeu a dat oportunitatea și harul, a ajuns să le pună în practică. Mai întâi, după concepția lui, cine, și după concepția biblică, cine să facă slujbă? Știți că începând cu Ieroboam, nu se mai punea problema să fii levit, să nu fii levit, să fii sfânt sau să nu fii sfânt. Cine dădea un ciubuc bun, ajungea să fie preot. Sau era pe putere, cel care reușea să ucigă pe alții, ajungea să fie împărat. Pentru Jehoiada, la întrebarea cine să facă slujba, citim răspunsul din 2 Cronici 23, versetele 4 la 6. Iată ce se faceți. A treia parte din voi care intră în slujba în ziua sabatului, preoți și leviți, să facă paza pragurilor. O altă treime să stea în casa împăratului și o treime la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curțile casei Domnului. Nimeni să nu intre și să nu iasă afară de preoți și leviți. Ei să intre că sunt sfinți. Cine se facă slujba? Preoții și leviții. Cine se facă slujba? Cei care sunt sfinți. Și am avut un principiu, vă spuneam că o să apelăm la ambele citate, este scris în 2 Cronici, capitolul 11, versetul 9. Sutașii au îndeplinit toate poruncile pe care le duse preotul Jehoiada și au luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în seua sabatului și s-au dus. Preotul a dat sulițele și așa mai departe și este un verset aici care spune că n-a cruțat pe niciuna din cete. Să facă slujbă cei care sunt însărcinați de Domnul să o facă. Să facă slujbă cei care sunt sfinți și pot să facă aceasta. Și versetul 18 și 19, de aici spune, versetul 19 în mod special, a luat pe sutași, pe cheretiți și alergători și pe tot poporul. Au pogorât pe împărat în casa Domnului și au intrat în casa împăratului pe drumul care duce la poarta alergătorului și l-au pus pe acesta pe scaunul lui de domnie. Și de asemenea, versetul 11 și 12 de aici, alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. Concluziile din toate aceste versete. Tot poporul să fie în curțile casei Domnului. Alergătorii să stea la locul lor. Păzitorii pragul la locul lor. Să facă slujbă ce rânduise Dumnezeu. Unii cu partea spirituală, iar alții cu partea materială. Pentru că citim în capitolul 12, de la versetul 11, încredințau argintul cântărit în mâinile celor însărcinați cu facerea lucrărilor, zidarilor și cioplitorilor.
Atât în plan spiritual, fiecare să-și aibă locul lui, cât și în plan material. Cine e cu dregerea zidurilor, cine e cu ziditul și fiecare cu locul lui. A doua întrebare, cum să facă slujba oamenii aceștia? Și la aceasta citim din capitolul 23, 2 Cronici, versetul 1 și 3. În al șaptelea an, Jehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpetenile peste sute. Versul 3. Toată adunarea au făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu și Jehoiada a zis, iată, fiul împăratului va domni după cum a spus Domnul cu privire la fiul lui David. Cum să facă slujba? Cu legământ, cu îmbărbătare înaintea Domnului. Să știe fiecare că este însărcinat să o facă și nu dacă vrea o face sau nu o face, ci o face sub legământ, sub jurământ, așa cum într-un stat de drept oamenii depun jurământul să facă o slujbă. Și dacă în urma acelui jurământ nu se țin de slujba lor, sunt condamnați și sunt vinovați ca atare. Un al doilea fel în care trebuia să facă slujba, după lege, 23:3. După cum a spus Domnul, apoi versetul 6, nimeni să nu intre în casa Domnului afară de preoți și leviți. Ei și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. Apoi versetul 18. Jehoiada încredința slujbele casei Domnului în mâine preoților și leviților, pe care împărțise David în casa Domnului, după cum este scris în legea lui Moise. Slujba se face după o lege. Pentru că în Noul Testament este scris că unii se vor trezi în ziua aceea și vor spune, Doamne, noi am făcut slujbă. Ce le va spune? Ați lucrat fără de lege. Deci nu ați lucrat după rânduiala pusă. Noi facem ce facem sub legământ, sub jurământ și o facem după lege, după rânduială, după porunca care este dată și Domnul să ne ajute la aceasta. În al treilea rând, când să facă slujba și unde să o facă? Această întrebare ne întoarcem iarăși în 2 Împărați 11 și de aici citim de la versetul 5. Iată ce aveți să faceți, deci când să facă slujba și unde? O treime din voi care intră în slujbă în ziua sabatului, deci erau, știa fiecare când intră. Unii intrau în ziua sabatului, astfel alții a spus, voi ieșiți din slujbă în ziua sabatului, unde să-și o facă? Voi păziți la poarta cutare. Dar s-a întâmplat că în al 23-lea an al împăratului Ioas, preoții încă nu dreseseră stricăciunile casei. Uitați, au zis, ne angajăm să punem templul din nou pe rol și lucrările de aici. Dar au trecut 23 de ani și nu făcuse nimic. Când să faci slujbă? Păi să o faci astăzi, când trebuie să o faci. Dacă o tot lăsăm că o face mâine, că repară poimâine, s-ar putea să treacă 23 de ani și să spunem în final că, așa cum scrie aici, dar s-a întâmplat că n-a mai reușit să ajungă. Cum poate, mai spunem noi că mergem într-o familie și numai că nu mai ajungem să mergem, cum spunem noi poate că facem o lucrare și numai că nu mai apucăm să o facem. Și asta nu este valabil când se face slujba, când trebuie făcută. Unde trebuie făcută? Parte din ea la casa Domnului, parte pe teren, fiecare să fie făcută ca atare. Pentru că această excepție de aici, această amânare care a fost, a fost ceva ce l-a supărat pe împărat și cred că mai mult pe Dumnezeu. 23 de ani să fie uitată casa Domnului în paragină. Și în al patrulea rând, cum a reușit să pună toate lucrurile la punct în casa Domnului? Vă spun că nu le putea pune dacă nu scotea idolatria afară. Tot poporul țării a intrat în templul lui Baal și l-au dărâmat. I-au sfărâmat cu desăvârșire altarele și icoanele și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Și apoi preotul Jehoiada a pus trăgeri în casa Domnului. Nu e greșit și dacă o faci ca Gedeon într-o noapte, îți iei armele de nimicire din partea Domnului și distrugi idolatria. Dar dacă tot poporul se adună și o distruge, cât e de frumos. Altfel se face puțină revoluție până scoți afară idolatria. Dar dacă tot poporul e pornit pe așa ceva, să scoți afară pe acest Baal și toată închinarea la idol, e foarte frumos. Credeți că puteau să se închine ei cu Baal? Păi știți cum era? Plecau, să zicem, în sabat la închinare, unii mergeau la templu, alții mergeau la templul lui Baal. Ce ar fi fost acolo? Dar l-a stârpit cu desăvârșire și pe preoții respectivi și pe marele preot al lui Baal, pe Matan, l-a ucis. Și n-a fost destul atâta. Preotul Jehoiada a pus străjeri în casa Domnului. Este important după ce ai distrus ceva rău să pui străjeri. Că dacă nu pui străjeri, să știi că n-ai rezolvat mare lucru. Că diavolul iară vine. Știți cum era o vedenie despre casa Domnului de aici?
că biserica era aici, lucrătorii erau pe hol și a venit diavolul și a zgâlțit de uși și a încercat să intre. El nu putea așa de la sine, dar s-a spus niciunul din lucrătorii dinăuntru să nu-i deschidă ușa și poporul să înțeleagă că la diavolul nu trebuie să deschidem ușa. Că de intrat intră când vrea el, dar de ieșit nu mai iese când vrem noi dacă noi l-am slobozit, numai dacă Dumnezeu se îndură și îl scoate afară. După ce a distrus idolatria, a fost necesar să pună străjeri care să vegheze, să nu mai fie instalată din nou. Că altfel ne lovim de ce vă spuneam până acum. Asa a scos idolatria afară și pe când a venit Iosafat, iar era la loc. De unde? Nu au fost străjeri și au intrat iară. Iosafat a scos-o afară și când colo iar a fost la loc. Că diavolul pândește, așa e scris, că în casa în care a fost vine din nou să vadă dacă este, dacă e goală, dacă e măturată, dacă nu cumva nu se veghează. Ce a spus Dumnezeu lui Adam? Să lucreze și să o păzească grădina, așa și biserica. Dacă nu mai lucrăm și nu și păzim, nu-i suficient, frați și surori. Diavolul se vâră și ret. Domnul să ne dea și o strajă bună. Când construim, să avem și strajă cum a avut și Nemia și vom putea să izbutim mai departe. Așa a reușit Jehoiada, până lucrurile așa spus pe scurt. Dintr-o țară cu idolatrie în ea, a reușit din nou să pună lucrurile la punct. Mai întâi s-a îmbărbătat el cu nevasta lui, a fost ca atare, a crescut un copil educat ca atare pentru împărăția ce avea să o instaureze, a vorbit cu preoții, cu leviții, a curățat casa Domnului, i-a pus pe fiecare la locul lui, la vremea lui și s-au instaurat din nou bucuria în țară. Pentru că citim, de exemplu, aici în unul din versete, haideți să citim în 2 împărați 11 cu 20, tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia omorâsere cu sabia în casa împăratului. Credeți că a avut poporul liniște până era sub Atalia și sub închinare la idoli? Vă citesc din 2, și v-am citit, dar mai degrab, mai reamintesc, 2 Cronici 15. Ce spune Biblia? Cum era când se închinau la idoli? 2 Cronici 15 cu 5. În vremile acelea nu era liniște. Pentru că cei ce se duceau și veneau, căci erau mari turburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strâmtorări. Cât s-a închinat Israel la idol, a sărăcit spiritual, a sărăcit economic, a fost vai de ei. Cum se întorcea la Domnul, cum prosperau și se bucurau de liniște și de pace. Că spune prorocul Isaia în capitolul 32 al cărții sale, căci liniștea și pacea, 32 cu 17, lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Vreți pace și odihnă în suflet? Slujiți-i Domnului. Nu o să vă muștre conștiința, o să fie pace în suflet, pace în familie și pace în biserică. După ce dăm idolatrie afară, dar asta dacă se unește tot poporul, ca toate lucrurile să fie bune. O a doua privire care vrem să o avem asupra lui Jehoiada este Jehoiada ca părinte spiritual al lui Ioas. Pentru că pe noi ne interesează problema familiei. Și am împărțit aceasta în 3 părți. Mai întâi, cei 7 ani de acasă a lui Ioas. Cum a crescut Jehoiada și Ioșabeat pe Ioas 6 ani, de fapt 7, când al 7-lea an a ajuns să fie împărat. Citim în 2 Cronici 22, versetul 12. A stat 6 ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu și în țară domnea Atalia. 6 ani, pa 7, așa după cum se spune și la noi în țară, cei 7 ani de acasă. A fost crescut Ioas 7 ani în casa Domnului, ascuns cu ei, de Atalia. Eu aș putea extinde și noi la fel am putea crede că Atalia e lumea asta. Și copiii noștri până zmiși, până la 7 ani, trebuie ținuți ascuns. Cum, dar să nu vadă și ei lumea, dar să nu se bucure și ei din micuți? Dar acum sunt micuți. Uitați, dacă sunt ținuți ascunși în casa Domnului și în casa părinților, nu-i deloc greșit. Să știți, și un alt om al lui Dumnezeu deosebit, e vorba de Moise, citim în Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 20, cum l-au crescut părinții lui. 7 cu 20. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit în casa tatălui său. Dar copiii sunt crescuți la creșă, sunt copii de la creșă. Dacă sunt pe stradă, sunt copii de stradă. Și așa mai departe. După locul unde sunt crescuți, cel mai bine este copiii să fie crescuți în casă, în casa părinților, și așa cum am citit versetul 12, asta 6 ani ascuns cu ei în casa Domnului. Dacă și până la 7 ani vor reuși să-l ascundem și în biserică, să nu vadă lumea, să fie ascuns de privirile Ataliei,
Să știți că diavolul încă de mici urmărește pe copii și așa se uită diavolul după ei și lumea și îi atrage de mici și trebuie ținuți ascunși 7 ani de acasă, 7 ani în biserică. După 7 ani de acasă și după 7 ani de biserică l-au putut pune împărat extraordinar. După 7 ani să-l ții ascuns, să nu vadă țara și acum să-l propulsezi direct împărat în țară, uitați că s-a putut. Și un împărat la 7 ani a putut să conducă bine. Și nu e scris că copil fiind a făcut greșeli, că a știut să asculte de cei mai mari și să își conducă activitatea ca atare. Gândiți-vă, să-l ții ascuns de o împărăteasă atât de feroce, i-a omorât pe toți. Cum l-au putut să-l ține ascuns? Spune-mi, dar nu mai pot să-l ții ascuns, să nu guste anumite lucruri din afară. 6 ani l-a ținut ascuns și n-a aflat împărăteasă. E adevărat, să nu uităm ce spune Psalmul 127:1, dacă nu păzește Domnul, Domnul a vegheat și El asupra acestei lucrări. Și Domnul să vegheze asupra copiilor noștri, să fie ținuși ascuns de privirile lumii acesteia, de privirile Ataliei și a duhurilor care sunt în jur. Și până când vor fi de 7 ani, până când vor putea și ei să mai priceapă una și alta, să fie și să stea ascunși în casa noastră și în casa Domnului. Și tata și mama să fie pe aceeași idee. Ce îmi place deosebit la familia asta, ce secret știau să țină anumite lucruri. 7 ani n-au spus la nimeni că iau un copil ascuns. Nu? S-au înțeles împreună. Și l-au ascuns și unul și altul și l-au ținut acolo până l-au crescut. Un al doilea moment al lui Ihoiada ca tată, l-a pus pe Ioas împărat la 7 ani. Cum a început în a-l pune împărat? 2 regi, 11. Versetul 4. În anul al 7-lea Ihoiada a trimis, a luat pe sutașii cheretiților, pe alergători, i-a dus cu el în casa Domnului, a făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. Cum credeți că l-a arătat? A spus, uitați, uitați ce mărișor e. Sau, uitați, ia de comandă puțin, așa ca un împărat. Uitați cum mi-ar arăta, știi? Poate noi uneori suntem tentați ca părinți să spune, uite copilul meu cât ați crescut de mare, uite cât este jucăuș. Ce arătăm noi la copiii noștri, despre copiii noștri, la cei din jur? Eu cred că le-a arătat la aceștia, ia puneți niște întrebări printre altele, vedeți, uite, vă arăt cu un împărat, nu doar pe din afară, nu de statuie au nevoie, că așa pune un manechin, pătron. Cred că atunci când l-a arătat, l-a arătat, uite, ce ziceți, uite, eu cred că corespunde să fie pus împărat. Așa cum a fost Iosif încercat în timpul lui Faraon cu întrebări, păi pe cine altul să punem? Așa cred eu că l-a arătat el. Și Biblia ne dovedește că și copiii mici, Iisus la 12 ani, Ieremia copil și alții copii, Samuel, au putut să dovedească, Duhul Dumnezeu fiind peste ei, anumite calități deosebite și crescuți ca atare. După ce l-a arătat, s-a îmbărbătat acest Ihoiada, nu mai citim, amintim doar 2 Cronici 23 cu 1, s-a îmbărbătat el ca tată, să știți, pentru fiecare moment special în viața copiilor noștri avem nevoie să ne îmbărbătăm. Prima îmbărbătare trebuie să faci atunci când la gândul că îți vine un copil în familie. O nouă etapă în viață. Cum va fi atunci? Mi-amintesc perfect când nu aveam copii, mă înțelegeam cu soția, cum o să fie când o să avem copii? Și trebuie să te îmbărbătezi pentru fiecare moment următor. Vin copiii și merg la școală. Trebuie o nouă îmbărbătare. Vor merge copiii la școală. Cum voi privi aceasta? Copiii merg la școală mai înalte și apoi ajung să se căsătoresc. Ce îmi place iar foarte mult aici, 2 regi 11 cu 8, le-a spus căpetenilor cărora le-a arătat pe împărat să înconjurați pe împărat de toate părțile, fiecare cu armele în mână, și să omorâți pe oricine va intra în șirurile voastre, să fiți lângă împărat când va ieși și când va intra. Până la 7 ani îl ținem ascuns, dar de acum trebuie să iasă în societate. Ce bine ar fi de ne-am putea înțelege să veghem unii asupra altora, asupra copiilor noștri. Să poți spune ca părinte, auzi, fiți atent, stați pe lângă împărat, de o parte și de alta, vegheați, să nu intre nimeni, să nu iasă, păziți-l. E frumos să ne veghem asupra copiilor noștri? Dacă vin copiii la biserică, oamenii care sunt de ordine, e frumos ca părinți să le spune, auziți, vedeți de copiii noștri. Dacă ceva bai și sezați, acționați ca atare. De acum nu mai grijim tot numai noi ca părinți, că au venit o nouă etapă. Trebuie să aibă grijă și alergătorii și căpetenii și așa mai departe. Și dacă nu colaborăm unii cu alții în educația copiilor noștri, cu profesori la școală, cu frații din conducere de aici, ce o să se facă cu împăratul nostru ajuns? Că nu mai putem noi, ca părinți, să facem toate aceste probleme și împreună stăm pe lângă el cu toții. Și Domnul să ne ajute să veghem în jurul mielușiilor noștri. Ca să rămână împărați, nu? Să rămână pe tron. Și dacă vom face, așa va fi. Și încă ceva, foarte frumos tot aici, 11 cu 12, preotul a adus înainte pe fiul împăratului
i-a pus cununa împărătească și mărturia. I-a spus, de acum vei fi împărat. Dar de ce i-a mai dat și mărturia? E fiind împărat. Dar probabil, nu știu, poate tot la 7 ani a învățat și atunci citească, de acum ai nevoie de această mărturie, pentru că citim în cartea Deuteronomului, capitolul 17, când Dumnezeu le-a spus, dacă vor ajunge să pună un împărat, Deuteronom 17 cu 18, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie acestei legi, care să o ia de la preoții din neamul leviților, va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul, să păzească, să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. De acum Ioase era împărat și trebuia să aibă Biblia lângă el și citească în fiecare zi din ea. Frumos! Copilul meu de acum a intrat într-un nou stadiu, dar nu uita, Biblia să fie lângă tine. Ce i-a spus Moise lui Iosua? Cartea aceasta a legii? Să depărțesc de gurat. Asta e abecedarul sufletului. Dacă o să fie numai cu cărțile lângă el, de școală și alelalte, și nu o să aibă Biblia lui, ce frumos ar fi. Iar acum mă gândesc aplicativ, fiecare copil din familia noastră, pe cât se poate, să aibă Biblia lui, sau dacă doi citesc pe rând din ea, nicio problemă. Sau citesc. Dar fiecare să citească în fiecare zi ceva din Biblie. De la 7 ani Ioas i-a pus mărturia în mână. Și corona, dar și mărturia. Apoi, în al treilea rând, rolul lui Iehoiada ca părinte, după ce Ioas a început să crească. A ajuns mare, la 15, 20 de ani, 30, acum împărat, în toată plinătatea puterii sale, bărbătești. Uitați, citim în capitolul 11 cu 17 din 2 Cronici, 11 cu 17. Iehoiada a făcut un legământ între Domnul și împărat și popor, prin care îi aveau să fie poporul Domnului, a încheiat și un legământ între împărat și popor. A stabilit Iehoiada niște principii, l-a pus pe Dumnezeu în față. Și pe baza acestor principii, ca pe baza unei constituții, puteau să desfășoare celelalte lucruri în continuare. Apoi, 12 cu 2. Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Iehoiada. Chiar ajuns împărat, Iehoiada venea cu îndrumările sale. Și ce frumos de Ioas că a ascultat. Ce frumos va fi și de noi dacă vom asculta de bătrânii care sunt călăuziți de Duhul Domnului. I-a mers bine, a făcut ce bine cât a stat sub îndrumări. Putea Iehoiada să spună acum sunt bătrân, a, mai descurcă-te și tu. A vegheat să-i dea îndrumări. Când n-a mai putut să dea porunci, a venit cu sfaturi și cu îndrumări. Și chiar mai mult decât atât, în 2 Cronici 24 cu 12 mai găsim un amănunt că a vegheat asupra lucrărilor care se făceau la casa Domnului. 24 cu 14. Când a isprăvit, a dus înaintea împăratului și înaintea lui Iehoiada argintul care mai rămânsese și cu el au făcut unelte pentru casa Domnului, pentru slujbă, pentru ardere de tot pahare și alte scule de aur și de argint, și acum rețineți, și tot timpul vieții lui Iehoiada au adus necurmat arder de tot în casa Domnului. Cât a trăit el, le-a spus așa, programul de biserică e program de biserică. Jertfele n-au voie să se întrerupă, nici arderile de tot. Chiar dacă altul era împărat, el ca preot și-a făcut datoria ca tot ceea ce ține de el și în timpul vieții sale, slujba la casa Domnului să nu înceteze. Când înceta, omul e făcut să se închine. Fără templu și fără biserică nu posta. Când nu mai te rogi, vei face alte lucruri. Când nu mai citești în Biblie, vei citi alte cărți. Când nu mai cuci la cuvântul Domnului, vei cuceta la altceva. Asta e lege. Aceste trei lucruri le-a făcut Iehoiada. Până a fost mic, l-a învățat ca atare. Când a venit un moment, l-a pus și a pus mai departe, a vegheat asupra lui cu îndrumări, cu stabilirea unor principii și cu a veghea ca legătura lor cu casa Domnului să nu fie întreruptă. Să trecem acum și la soția lui, cu care eu cred că s-a înțeles foarte bine datorită acelor secrete care le păstrau. Și mai văd aici din textul nostru încă ceva. Este scris, și vom vedea noi imediat, primii 6 ani, primii 7 ani, acest copil a petrecut mai mult cu mamă sa. Iehoiada nu putea sta cu el, că el era mare preot. Păi se sesiza dacă stătea acolo sau îl ținea pe copilaș cu el, cum l-a ținut Eli pe Samuel. Nu putea. Mai mult primii ani de viață, și se scrie și în cartea Proverbelor, și îndrumările care mi le dea mama când eram un fiu gingaș lângă ea. Mai mult primii ani de viață sunt sub creșterea mamei. După ce se apropie de maturitate, este mai mult sub creșterea tatălui. Și dacă acestea două se completează,
atunci va fi bine, nu în exclusivitate, nu când este mic, tata n-are niciuna porță, nu înțelegem așa. Și acum să ne absolvim toți de griji, să spunem surorilor, de la 7 ani luăm primire, până atunci, har vouă. Pentru că nici de atunci încolo nu ne-ar conveni să îi lase numai pe grijile noastre. Dar cu preponderență. În dreptul lui Ioșabeat, a cărei nume înseamnă cea care face legământ cu Jehova, și parcă a făcut un legământ și un secret, l-au ținut tainic, 6 ani, 7 ani chiar, am notat 4 lucruri. În dreptul ei ca mamă, n-a fost mamă fizică a lui Ioas, dar a fost mama lui spirituală, care l-a crescut. 4 lucruri am notat în dreptul ei. Ioșabeat, mama care oferă viața cu riscul vieții. Era el preot, mare preot, soțul ei, dar de-o prindea Atalia pe Ioșabeat că a ascuns pe fiul împăratului, omora, sigur? Ioșabeat e mama care oferă viață cu riscul vieții. Ea a făcut lucrul acesta, citim în 2 Împărați 11, versetul 1 și 2, că Atalia s-a sculat și a omorât pe toți cei din neam împărătesc. Dar Ioșeba, ei a aparținut inițiativa. A luat pe Ioas, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât, l-au pus împreună cu doi ca în odaia patrulor, astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și versetul 3, a stat 6 ani ascuns cu Ioșeba. Ea și-a riscat viața pentru acest copil. Să știți? Noastră vă riscați viața pentru oricare copil. Dar aceasta este rostul și rolul adevăratei mame. Mama care oferă viața pentru a se naște viața. Orice naștere este riscul unei morți. Și aici, ca și la mama lui Moise, ea l-a ținut pe Moise cu prețul vieții. Un al doilea aspect în dreptul ei ca mamă, Ioșabeat este mama care îngrijește copilul, fizic și spiritual. Fizic am ajutat-o această doică, dar spiritual, vă spuneam mai mult, mama este cu copilul până e mic. Cum a putut să le duce încă la 7 ani să ajungă împărat? Ce îngrijire specială i-a dat în casa ei, în casa Domnului? Ce cuvinte a folosit și ce viață a avut această mamă? Poate o mamă să-și duce copilul în ascuns? Spiritual, dacă ea nu este spirituală, nici într-un caz. Eu cred că această femeie, și datorită faptului că se ascundea de Atalia, a avut o viață de rugăciune. Cred că pentru ea legea era cunoscută, pentru că astfel a putut să-și învețe copilul. Că prea puțin putea să fie Jehoiada cu el, că era mare preot și nu putea să-l scoată pe copil în văzul lumii. Ea nascuns l-a învățat tainele lui Dumnezeu, l-a învățat legile, l-a învățat poate rugăciunea, l-a învățat principiile, l-a învățat câte și câte lucruri. Și a îngrijit de el fizic, dar mai mult spiritual, să le duce. În al treilea rând, Ioșabeat este mama care ridică copilul cu o muncă în tăcere. De multe ori, activitatea dumneavoastră nu va fi afișată. Să muncești acolo în tăcere, așa cum spune și Noul Testament, să înveți în tăcere. Nimeni nu aude când tu îți predici copilului tău și îl înveți și le duci. Și poate unii nici nu iau asta în considerare. Ce e aia, mamă? De multe ori, soțiile noastre, având mai mulți copii, sunt casnice. Și o astfel de soră care era casnică, a spus că soțul le-a zis, mă, nu-i corect să spui așa ceva, că tu nu ești casnică. Pentru că nu asta e îndelicirea ta de bază. Și atunci a scos o definiție foarte frumoasă, sofisticată, și a spus, soția mea se ocupă de educarea 2 Homo sapiens, încercând să-i ducă de la stadiul de oameni firești spre spiritualitatea dată de Dumnezeu și caracterul lui divin. Sună ceva mai frumos. Întreabă, băi, ce serviciu frumos are nevastă-ta? O muncă în tăcere, o învățătoare specială. Să crești copii de împărați. A fost mama care a crescut în împărat. Noi ce creștem? Creștem și noi împărați? E familia care crește în împărați, de această familie vorbim. Au fost familia care a trăit 100 de ani și a văzut, băi, ăsta e împărat rău, ăsta altul e împărat rău. Uite ce mama a avut Ioram și Ahazia, pe Atalia. Și l-a ascuns de Atalia, a luat ea și să-l cresc eu ca o mamă. Știți că la fiecare împărat din Vechiul Testament îi spune, mama lui a fost cu tare și cu tare. Dar de ce scrie asta? Pentru că copilul a luat învățăturile mamei sale. De unde a luat Roboam închinarea la idol? Dar de la Naama, Amonita, că ea era mama lui. De ce la fiecare împărat este dată mama? Pentru că contează mama unui împărat. Cum va fi împăratul? Depinde de mamă. Cum îl educ, cum îl crește? În tăcere. Va fi educat bine sau va fi educat rău? Va fi educat pentru un tron sau va fi educat pentru altceva? Specimenele astea care stau la stopul copiii în brațe, ce o să crească din aia? Și ține de unul de 2 ani, ce o să crească din ei? Îi specializează mama la fața locului, pungaș.
și le ducă ca atare. Și o să culeagă roadele cu vremea. O muncă în tăcere, asiduă, care poate nu-i vezi rostul. Dar nu uita, tu crești împărați. Și când va veni vremea, e vostra, nu pe un tron ca eu azi 40 de ani, ci pe un tron în veșnicie. Și în al patrulea rând, Iosabeat a fost mama care a legat inima copilului de casa Domnului. L-a crescut în casa Domnului și l-a crescut ascuns, să știu prin ce o doi citim în 11:3. Asta 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului. Că în lume domnea Atalia și i-a socotit că viața copilului să fie legată de casa Domnului. Când văd părinți care nu-și lasă copiii la biserică și nu-și aduc, aceștia nu-și leagă inima copiilor de casa Domnului. Și apoi spune în 2 Cronici, pentru că aceasta e important, vreau să citim 24 de la versetul 4. După aceea, Ioas a pus de gând să dreagă casa Domnului. De ce a venit lui copil fiind să dreagă casa Domnului? De unde gândul acesta lui pentru casa Domnului? A strâns spre preoți și pe leviți și le-a zis, duceți-vă prin cetăți, strângeți bani și grăbiți-vă cu lucrul acesta. Și spune versetul 7, că-și nelegiuita aceia de Atalia au pustit casa Domnului și au întrebințat slujba pentru așa ceva. Și s-a supărat pe preoți când a spus, casa Domnului trebuie să fie pusă la punct, că a fost crescut în casa Domnului. Și pentru el casa Domnului era ceva deosebit. Mama lui i-a legat inima de casa Domnului. Doamne, dă-ne harul să legăm și noi inima copiilor noștri de biserică, de împărăție, de scriptură. Și când îi vom pune la 7 ani Biblia în mână, să știe ce e asta. Și să o iubească și să o țină cu el. Să amintim ceva și despre Ioas. A fost un copil care a început viața de mic. Și posibil până nu s-a naște. Despre el să fi discutat. Deschideți, vă rog, tot aici în Cronici, 24:27. Cât despre fiii lui, al lui Ioas, despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el, despre dregerea casei lui Dumnezeu, de toate aceste lucruri, sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. De ce s-au făcut despre Ioas atâtea prorocii? Eu bănuiesc că s-au făcut și înainte să naște. Va fi naște un copil care va fi împărat. Când a omorât Atalia pe toți, poate a venit altă prorocie. Domnul va salva pe unul că îl pune pe tron. Poate Ioșabeat și Ihoiada. Or fi avut prorocii cu privire la copilul acesta, ce se va naște din el. Dumnezeu dădea mesaj în Vechiul Testament. Cum a avut mama lui Samson, din copilul acesta se va ceva în mod special. Dar mai târziu în viață, Ioas a fost omul care cât a trăit sub Ihoiada a fost de nota 10. Dar după aia s-a străcat. Multe prorocii s-au spus despre el. Ce va fi și cu copiii noștri? Să ținem cont de prorociile care se spun despre ei. Spune Pavel lui Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine. Să ținem cont de mesajele care le dă Dumnezeu despre copiii noștri. Astea sunt scrise undeva într-o carte. Tot în 24, citim în versetul 2, Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Ihoiada. Auziți, ce frumos scrie. Sau ce curios scrie, în loc să scrie a făcut ce este bine în tot timpul vieții sale, deci a făcut ce este bine în tot timpul vieții altuia. Pentru că binele lui a fost legat de binele care l-a învățat de la Ihoiada. Acest Ioas a fost omul care în ascultare a putut să se ducă bine. Cât a ascultat, s-a dus bine. Dar a venit o altă vreme peste el, când a început să asculte de altcineva. 24:17. După moartea lui Ihoiada, căpetenile lui Iuda au venit, s-au închinat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat. Ăsta e copil bun, să știe eu asta. E tot timpul fost ascultător. Nu ai treabă cu el. Numai că până au avut de cine asculta bine, o fă bine. Dar când au ascultat de alții care o fă rău, o mai fă bine? E bine de oamenii care sunt buni la suflet și ascultă și sunt oameni serviabili și de treabă. Numai să fie o poruncă bună. Că ăștia dacă le spui bine, fac bine, dacă îi pui să facă rău, le fac rău. Că nu au ei o stabilitate în ei înșiși. Ioas e bun omul pus să facă. Dacă este cineva bun în jurul lui, cel puțin în timpul vieții lui Ihoiada au mers bine. Acum, sigur, nu vom ști ce va fi din copiii noștri. Și unii care avem bătaia sau au bătaia mai lungă la gândire, se gândesc, dar ce vor fi copiii noștri când vor fi mari? Păi cu mersul acesta, cu schimbarea aceasta în vremea noastră, ce va fi când vor fi copiii noștri mari? De ne-ar da Domnul Haru, măcar ca la Ihoiada, ca în timpul vieții noastre să fie bine. Nu vom putea să răspundem de copiii noștri până în final. Mântuirea fiecăruia aparține de el. Dar cel puțin în timpul vieții noastre există un cuvânt și eu îl citesc tot din 2 Cronici 34. Noi vrem și după aceea. Așa se ruga David și spunea, Doamne, ține inima poporului așa și după ce mor eu. Dar sunt diferite situații. 34:28. Iată, spune Dumnezeu prin prorocița Hulda la Iosia, te voi strânge lângă părinții tăi.
vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui și peste fiii lui, că fiii lui, Ioachim și Zedechia, au ajuns cu ochii scoși și duși în robie, fiii lui Iosia. Dar în timpul vieții lui nu s-a putut face nimic rău. Și la Ahab i-a promis Dumnezeu când s-a smerit, în timpul vieții tale nu fac nimic rău. Așa a fost și la Ihoiada, în timpul vieții lui a fost pace și liniște. Să știți, am ajuns să înțeleg un lucru. Oamenii Dumnezeu și urmăriți din Biblie. Pe măsură ce au înaintat în vârstă unii dintre ei, activitatea lor înaintea Domnului a continuat. Și unii spre bătrâneți au avut mari lucrări. Ioan, când i s-a descoperit Apocalipsa? La bătrâneți. Apostolul Pavel, până în capăt s-a luptat. Într-adevăr, era în Vechiul Testament, când la o anumită vârstă trebuia să predea ștafeta. Ca și leviți, până la 50 de ani, de acolo mai puteau să ajute la lucrurile de la templu. Dar chiar dacă vom fi noi sau vor fi alții, că aici nu Ihoiada a fost împărat până în final, a fost Ioas. Dar ce frumos va fi ca să intrăm în pace în mormântul nostru, să vedem că lucrurile nu se strică. Dacă Dumnezeu ne promite și pentru viitor, asta e ceva foarte frumos. Dar cel puțin în timpul vieții noastre să fie pace și liniște. Dar de ce totuși a stricat Ioas după ce a murit Ihoiada? Vedeți? Așa sunt unii oameni și când am făcut studiul acesta, efectiv, vrând nevrând, mi-au trecut pe minte anumite persoane, din cele de acum. Când studiezi un anumit personaj biblic, vrând nevrând, dacă cineva din cei care îi cunoști seamănă cu el, să duci de aminte de el, asta e ceva logic. Și eu când am studiat pe Ioas, mi-am adus aminte de unele persoane, nu trebuie spomenite. Oameni care dacă îți bătrâni buni care se sfătuiască și oameni Dumnezeu și proroci, mai n-ai treabă cu ei, de notă 10, ești bun de împărați. Dar când ăștia mor și vin alte căpetieni, spune fă așa și pe ei ascultă. Nu-i bine cu din ăștia să fie puși din ăștia împărați. Sau să-i ține Domnul în viață pe bătrânii ăștia până când o să vină alți sfătuitori, alți veșnici. Ca să-i ajute la bine. Nu căpetienile să vină și să ne corupă. Și să încheiem, amintind când e un lucru despre fiecare din acești trei oameni. Mai întâi Ihoiada, îl văd omul care anticipează și plănuiește după planul lui Dumnezeu. Cum zice Sara, cine se mai gândea ca la vârsta asta să-i mai nască la Avram un copil? Cine se mai gândea ca la vârsta aia el să mai aibă niște idei în cap? Băi, îl ținem pe ăsta ascuns și a vorbit cu sutașii, cu cheretiții, cu alergătorii și fiți atenți, așa facem, voi păziți acolo, voi acolo, dacă vine Italia și oricine urmează omorâți și le punem pe ăsta pe tron. Să faci planuri dumnezeiești, asta e ceva frumos. Citim în 2 Regi 11:17 că el avea aceste planuri în mintea sa date de Dumnezeu. Ihoiada a făcut legământ între Domnul, împărat și popor, prin care aveau să fie poporul Domnului. El s-a gândit la posteritatea sa, la oamenii care aveau să urmeze și a făcut un plan în timp. Apoi, pe Ihoiada, de asemenea, îl văd omul care pregătește copilul de mic pentru a fi mare. Și amintim aici un verset, 2 Cronici 23:3, toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în casa Domnului și au zis și a zis Ihoiada, iată că fiul împăratului va domni cum a spus Domnul cu privire la fiul lui David. Ăsta era mic. Și a spus, acesta va domni. Dumnezeu știe de mic care domnește. Știți că s-a uitat Elisei la Hazael și a început să plângă. A spus, de ce plânge? Știu că vei ajunge împăratul Asiriei. A avut viziune pentru cel mic când va fi mare. Aminteam noi la părinții lui Ioan Botezătorul. Părinții, în mod normal, trebuie să primească parte din viziunea lui Dumnezeu pentru copiii lor. Ce va fi copilul lor? Ei au știut. Dumnezeu le-a descoperit. Copilul vostru va avea următoarea slujbă. Dumnezeu a spus lui Avram, de exemplu, Isaac, din el vei face cu tare și cu tare lucru. Dar să știi că și Ismael, care e al tău, și din el fac cu tare lucru. Va naște 12 voi, vă și mai departe. Viziunea dată de Dumnezeu părinților cu privire la copiii lor și el și-a pregătit copilul de mic pentru atunci când va fi mare. Despre soția sa, Ioșabeat, am notat faptul că a fost femeia care a ascultat de Dumnezeu și de soț când în țară domneau Baal și femeile. Trăim acum o vreme cam asemănătoare. Când poate vă este mai greu să ascultați de Dumnezeu și de soț, când în lume domnește ce domnește și se vrea o domnie a femeilor. Asta este realitatea, nu trebuie să o ascundem, pentru că este vizibilă. În slujbe, încet, încet, încoace, încoace, se instalează, se vrea a se conduce mai mult de către partea feminină, de către copii. Și Atalia era ea împărăteasă. Gândiți-vă că s-au emancipat puțin femeile în vremea ei. S-au zis, gata, s-a terminat cu domnia bărbaților, 6 ani, au domnit femeile.
Și uite o femeie care ascultă de bărbat și de Dumnezeu într-o vreme când celelalte nu ascultă. Împotriva ceea ce era în lume în acea vreme, ea știu să păstreze locul ei, ascultând de bărbat și ascultând de Dumnezeu. Astfel veți crește împărați. Dacă nu, veți crește oameni pentru lumea asta. Dacă ascultați de ideea care este în lumea asta, veți crește oameni pentru lumea asta. Dacă merge, cum spune Efeseni 2, după mersul lumii, acestia vom crește oameni pentru lumea asta. Dacă merge după principiul Dumnezeu, vom crește oameni pentru Dumnezeu. Și Domnul să vă ajute la aceasta. Și despre Ioas, asta e valabil pentru toți, Ioas e omul care s-a prăbușit peste închinătorii săi, peste cei ce se închinau. Așa citim în 24:17. După moartea lui Jehoiada, căpetenii lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat și s-a prăbușit. Asta vreau omul firesc. Uitați, ăștia au venit și s-au închinat. Și așa vin și la noi câte unii, știi? Sunt exemplu, în mod special la lucrători. Vin câte unii se închină, spune, da frate, da uite așa, dar ei vor să se închine ca să le sloboze închinarea la idol. Dacă o să-i asculți, o să te prăbușești peste închinătorii tăi care vrea să le slobozești închinarea la idol. Da, eu azi dacă ești pe aici. Ioas a mers bine câte vreme a ascultat de Dumnezeu și de preot și de lege și de mărturia care o avea cu el. Dar când au venit căpetenii, a spus la Ioas, tu nu te uiți un pic că regimul dinspre nord și altă împărăție sunt tot izraeliți și ei 10 seminții și noi numai 2, ei și mai mulți. Tu nu vezi că și tot evrei și ei? Hai mă, lasă și tu un pic. Și Ioas a spus, da, aveți dreptate. Și i-a ascultat. Dar s-a prăbușit peste ei și căpetenile a ajuns să-l omoare. Și din acest om deosebit care a făcut ce-i bine a ajuns să omoare pe friul preotul Jehoiada. Auziți cum se schimbă oamenii și ce ajung. Jehoiada l-a păstrat pe el ascuns cu riscul nevestei sale. 6 ani, 7 ani ascuns în casa Domnului. Și el a omorât pe fiul lui Jehoiada, pe Zaharia. De ce? A ascultat de căpetenii și a introdus în idolatrie, dar a murit. S-a prăvălit peste închinătorii săi. Să ascultăm de Dumnezeu. Să fim familiile care creștem fii de Dumnezeu. Să fim oamenii care instaurăm din nou domnia lui Dumnezeu în biserică. Prin a pune pe fiecare la locul lui în sfințenie, leviți și preoți. Cei cu bani cu bani, cei cu slujbele cu slujbele, fiecare la locul lor. Și la timp, să fim cei care ne educăm copiii cei 7 ani de acasă spiritual și cei 7 ani de la biserică. 7 ani de acasă și 7 ani de la biserică. Și cu o nouă etapă în viața copilor noștri, să ne îmbărbătăm și să le dăm îndrumările necesare. Și de ei ferici dacă ne ascultă. Că măcar în timpul vieții noastre va fi pace și liniște. Dacă ne ascultă și după aia și nu o să se ia după alții, o să fie bine de ei. Dacă nu, o să se prăbușească. Dar dacă o să rămână credincioși, și Dumnezeu rămâne credincios. Și ne va binecuvânta pe noi și copiii noștri. Că îi spunea Dumnezeu mereu lui David, măi David, din copiii tăi vreau să te duc cu tine în tot timpul pătron. Numai să mă asculte, ca să pot să-i țin. Că dacă nu, n-am cum, renunț imediat. Domnul să ne binecuvânteze pe noi și copiii noștri. Și să alcătuiască din noi, cum spune în cartea Apocalipsei, o împărăție și preos pentru Dumnezeu. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.